Rutina de seară este extrem de importantă pentru mine și am învățat în timp să o transform într-o corvoadă, într-un ritual de relaxare, fie că am timp să mă răsfăț sau mă grăbesc, fie că sunt însoțită de un mustăcios, să sunt singură, am grijă să urmez câțiva pași pentru a avea a doua zi un ten luminos și curat. Pentru că mai tot timpul sunt machiată pe timpul zilei, încep prin a folosi această emulsie de la Vichy, piurete termal, care demachează blând tenul fără să mi-l agreseze sau fără să mi-l usuce inutil. Apoi, pentru a îndepărta toate rezidurile și pentru a mă asigura că am un ten curat pentru pașii următori, folosesc Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, un gel de curățare ce nu conține parabeni sau săpun, dar conține extract de galbenele și glicerină, ceea ce îl face să fie foarte blând și delicat cu pielea mea uscată. Apoi aplic Vichy Mineral 89 pentru ochi. Este un booster de hidratare pentru zona din jurul ochilor și îmi place că este lejer și se absorbe foarte repede în piele. Pentru ten, înainte de aplicarea cremei, îmi place să folosesc un ser hidratant cu acid hialuronic, iar în cazul de față este Mineral 89, care conține acid hialuronic, dar este și foarte lejer. Se absorbe foarte repede în piele și menține hidratarea pentru o perioadă îndelungată, astfel încât a doua zi mă trezesc cu un ten fresh și hidratat. Ultimul pas este aplicarea unei creme hidratante, de care am mare nevoie având tenul uscat, iar în cazul de față este Ultra Facial Cream de la Kiehl's, care prin proprietățile ei hidratante, dar cu textură lejeră, îmi ajută tenul să se hidrateze, dar în același timp să nu rămână gras sau viscos și să nu dureze mult până intră în piele. Iar pe corp, mai ales după o baie lungă, am grijă să vin cu o loțiune hidratantă, aceasta cu ceramide fiind numai bună.